Salutare tuturor, mă aflu astăzi alături de Alex Pașcanu. Salut, Alex! Salut! Unul dintre tinerii fotbaliști pe care îi apreciez extrem de mult și care cred că va face parte din următoarea posibilă generație de aur a României. Vom face 3 provocări bazate pe fotbal și deoarece avem acest decor cu porți din lemn, cred că cel mai potrivit ar fi să facem o ediție pentru copilărie care să ne amintească de jocurile pe care le făceam atunci când eram mici. Se dă în drum. Hai, okay. Baftă. Mersi, la fel. Cel mai mult să câștige. Prima provocare va fi penalty challenge. Îl avem în poartă pe fratele meu Ionut. E destul de mic de înălțime, dar să sperăm că se va descurca bine. Hai, că se descurcă, se descurcă. Pentru a decide cine execută primul penalty, o să-l întreb pe Alex. Care este golgheterul all-time al României, al naționale României? Păi, Mutu și Hagi. Da, e corect? Dai tu primul sau dai? Dai tu. Ok, dai eu primul. Bine, bine, bă! Apără Stelea! Bravo! Să știi că nu prea le-am cu penalti. Nu contează. Sunt acolo, bravo! Olii, hai să-l gard. S-a dus, ca în copilării. Acolo nu sunt dreapta. Bravo! Te-ai antrenat până acum cu jucătorii de la echipa mare a lui Leicester? Da, am făcut mai multe antrenamente. Ne antrenăm de mai multe ori, pe o dată, două ori pe săptămână cu ei și e foarte interesant să vezi nivelul la care vrei să ajungi când, dacă vrei să joci la o echipă de Premier League. Ai avut ceva de învățat de la ei sau nu? Și ce ai remarcat? Da, normal, la fiecare antrenament ai câte ceva de învățat și antrenorii sunt de calitate și cum au fost Ranieri și acum Claude Puel, ai de învățat de la fiecare antrenor în fiecare zi. M-am întâlnit, dau gol. Torinul, îți dau gol. Auzi. Nu cred! Ah! Alex a câștigat prima probă. Da. Fratele meu mă știe foarte bine și știe cam unde dau de obicei copil. Acum și el cu scuzele în acest zic. Da, cu scuzele, normal. Acum Alex are o întrebare pentru mine de cultură generală pentru a decide cine șutează primul la crossbar challenge. Cine este golgheterul all-time de Premier League? Golgheterul all-time de Premier League? Oh. Am prins și la asta. La United. Alan Shearer. Alan Shearer, da. Da. La Newcastle și la Blackburn. Nimeni n-a ajuns la 200. O mică corecție, nu va fi crossbar challenge, va fi, pentru că e ediția copilăriei, obligată la bară. Asta înseamnă că dacă eu dau bară, spre exemplu, ceea ce nu s-a întâmplat acum, Alex este obligat să dea și el, dacă nu pierde acel punct. Și jucăm până la 3 puncte. Oh. Hai că asta e. Asta e. Aoleu, ia. Sunt obligat din nou eu. Presiune. Și bă, nu cred. Trebuie să te arunci. Mulțumim, mulțumim de participare. Păi vedeți că vă pierdeți vacile. Aia, mă, sar.
Da, un domn care a venit, era în trecere pe aici, a decis să participe și el. Cred că a făcut filmulețul mai interesant. Doar că și-o pierdu vacile. Spune-te, tatăl lui Keylor Navas. Tatăl lui Keylor Navas, da. Spune-mi ce planuri ai pe următorii 3 ani, să spunem. Păi, pe viitor aș vrea ca în toamnă să ne calificăm la Euro Under 21. Și, da, ar fi foarte bine pentru noi. Iar vreau să debutez sezonul ăsta la echipa de seniori alu Leicester, să sperăm. Și, nu știu, chiar peste 2-3 ani să ne calificăm și la Euro cu echipa mare și să facem o figură bună, să aducem fotbalul românesc acolo unde e locul. Nu era bun. Ce am dat primul, deci mi-a zis gata. Tu dai, tu pliga. Nu cred. Mamă, ce mi-a făcut. Ok. Ok, this is epic. Situația. Da, cred că va trebui să plângi sartista. Așa. Mariano de pe asta? Mii de asta. E 2-2. Da. Revenirea. Stângu! Pierdut cu 3-2 din nou. Bravo, Alex. Urmează să jucăm victoria pentru cei care nu știți. Portarul aruncă mingea pe spate. Noi ne atacăm. Spre exemplu, dacă eu ajung primul la minge, trebuie ca Alex să atingă mingea sau să trec de el și apoi să dau gol. Asta pentru a fi un gol. Jucăm până la 3 goluri, iar la 3 cornere va fi un penalty. Din nou, nu cred. Aici chiar nu am șanse. E proba la care mă aștept să mă descurc cel mai slab, deoarece Alex e fundaș dreapta. Așadar face oarecum și faza ofensivă și faza defensivă foarte bine. Și cred că îmi va fi imposibil să fac ceva aici, dar încerc. Hai, capul poți să dai din prima. Am variantat cele tale cu din prima. Alex, care erau jocurile copilăriei tale? Păi în copilărie jucam Victoria, ce am jucat acum. Mai jucam 21, era un joc care vrea să ridici mingea sus, să dai din voleu, da, te dai cu da. Capul, te dai 3 puncte și tot așa cu genunchiul 2. Da. Și ce joc cum atunci? Mai jucam în fața ascunsă, așa, care nu erau cu fotbalul.
Încep de acolo? N-a fost ziua ta. Nu că n-a fost ziua mea, că nu am cum să-i fac față lui Alex. După cum ați văzut, de multe ori am încercat să șterg când am avut un unghi deschis. E foarte greu, e fundaș, joacă și la Naționala de Tineret a României, nu prea am cum să trec de el. Am reușit să dau un gol, ceea ce e bine. Oricum, a fost un adversar. Da. Ca lumea, mi-a dat un gol, e bine, lasă. Da. Destul, ajunge unul. Da. Spune-mi, care este dream team-ul tău? Dream team-ul meu, păi, aș avea 3 fundași. Mai întâi, okay. A jucat cu Buffon în poartă, da. După aia cu Varane, Ramos și Chiellini, da. După aia l-aș pune pe Kimmich, fundaș dreapta, da. Lateral, da. Și pe Marcelo pe stânga, okay. Iar în mijloc aș avea pe Kanté cu Modric, da. Și cu a juca 3-5-2, după aia De Bruyne în spatele vârfului. Și cu Messi și Ronaldo.